v-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, mua! Vă pup! Bine ați revenit la Povești cu Clownela! Astăzi, fete și băieți, desenăm, colorăm, doar dacă avem creioanele colorate pe alături. Pentru că domnul Duncan, un băiețel, a primit într-o zi multe, multe cărți poștale de la creioanele pierdute, lăsate sau uitate. Vreți să aflăm istoria creioanelor colorate care s-au întors acasă? Atunci ne așezăm comod și haideți să citim împreună. Așa, de fapt e cumva volumul 2. Primul volum a fost ziua în care creioanele colorate au plecat de acasă, iar acesta e al doilea volum, ziua când creioanele colorate s-au întors acasă. Această carte este prelungirea seriei scrise de Drew Daywalt împreună cu Oliver Jeffers, da? Prima lor carte este ziua când creioanele colorate au plecat de acasă. Și apropo, Drew este un scriitor și regizor care a colaborat cu Disney, a colaborat cu Universal Pictures pentru filme renumite cum e Timon și Pumba, Ciocănitoarea Woody, și Oliver, la fel, este un artist, designer și ilustrator renumit, iar cărțile lui sunt traduse în peste 36 de limbi. Eu zic că trebuie să începem să devorăm această carte. Apropo, eu această carte am luat-o de la Biblioteca Națională HD-ul. Am fost foarte bucuroasă să găsesc titluri noi de cărți pe rafturile bibliotecii, iar prin acest mesaj vreau să vă încurajez, dragi părinți, să mergeți împreună cu copiii voștri la bibliotecă, astfel le veți trezi pofta și dorința de a lectura. Ziua când creioanele colorate s-au întors acasă. Editura Arthur. Într-o bună zi, Duncan desena fericit cu creioanele lui colorate, când i-a sosit prin poștă un teanc cam ciudat de cărți poștale. Mm-hmm. Dragă Duncan, nu sunt sigur dacă mă mai ții minte. Numele meu e creionul Maro. M-ai folosit doar o singură dată, să colorezi o zgaibă. Dar nu-i nimic, oricum m-ai pierdut pe canapea acum 2 ani, când tatăl tău s-a așezat pe mine și m-a rupt în două. N-aș fi scăpat cu viață dacă agrafa de birou nu m-ar fi ajutat să mă înzdrăvănesc. Mă simt în sfârșit, da, în sfârșit, mai bine, așa că vino să mă iei. Poate să vină și agrafa de birou cu noi? Pentru că doar ea mă mai ține în viață. Cu drag, al tău Maro Binson creion, creionul Maro. Haideți să vă arăt și postcardul. Aici cartea poștală, aici momentul când tatăl lui Duncan s-a așezat pe creion și, dacă vedeți bine, aici e agrafa care îl mai ține în viață. Apropo, eu vă recomand chiar să mergeți și să luați această carte sau de la bibliotecă sau să o cumpărați pentru biblioteca voastră personală, pentru că cărțile poștale pe care le primește Duncan sunt tare haioase și sunt unele detalii pe care cei mari le vor înțelege și vor savura și se vor amuza. Următoarea carte poștală. Dragă Duncan, nimănui nu-i place mazărea. Nimănui nu-i place nici măcar ce culoare are mazărea. Așa că îmi schimb numele și fug de acasă să văd lumea. Cu drag, Esteban Magnificul. Post verde măzăriu. Pentru Duncan, în camera lui Duncan la etaj, aici în casă. Și creionul verde măzăriu. Aici cartea poștală și mazărea. Apropo, vouă, copii, mazărea vă place? Mazărea e un fel de bombonele sănătoase verzi și sunt foarte dulci dacă le prindeți, le prindeți în momentul potrivit. Dar și conservate la fel sunt bune. Următoarea carte poștală e de la Motel Ritz, un loc ideal de odihnă în orice anotimp. E poșta pierdută din 2015. Salut, Duncan! Sunt eu, creionul roșu electric. Mai ții minte ce vacanță nemaipomenită am petrecut cu familia ta?
Mai ții minte ce am mai râs când l-am desenat pe tatăl tău roșu, caracul de la soare? Mai ții minte cum m-ai scăpat pe jos la plecare lângă piscina hotelului? De bună seamă că nu, pentru că sunt încă aici! Cum ai putut să mă pierzi? Dar în fine, după ce te-am așteptat 8 luni să vii după mine, cred că o să mă întorc acasă pe jos. Al tău, abandonat creion și prieten, creionul roșu electric. Aici cartea poștală, aici creionul roșu electric cu valiza lângă el care se pornește pe jos acasă. Oare care e următorul creion? O, asta e istorie tare frumoasă. Atenție! Duncan, noi suntem galben și oranj. Știm că mai de mult nu reușeam să cădem de acord care dintre noi e culoarea soarelui. Ba galben, ba oranj. Dar știi ceva? Nici unul dintre noi nu mai vrea să fie culoarea soarelui. Și asta de când ne-ai uitat afară și soarele ne-a topit la oaltă. Și acum suntem un tot întreg. Și care crezi tu că e adevărata culoarea soarelui? Îți zicem noi, fierbinte! Nici galben, nici oranj, fierbinte! Așa că, să știi, ne pare rău că ne-am certat. Din partea noastră, n-ai decât să faci soarele verde. Numai adu-ne mai repede în casă! Ai tăi nu prea solari prieteni, galben și oranj. Poșta de afară. Aici cartea poștală și aici creioanele care s-au topit la soare și s-au făcut un tot întreg. Sunt acum la oaltă și galben și oranj. Salutări din Târgu Îngust. Poșta de la parter. Alo, Duncan? Sunt sigur că nu mă mai recunoști după toate prin câte am trecut. Cred că pe vremuri eram... creionul bronz sau poate teracotă de Siena. Nu mai știu, nu mai dau seama. Ia spune, pe tine te-a mâncat vreodată un câine pentru ca apoi să te vomite pe covorul din sufragerie? Află că pe mine da, am fost mâncat de un câine și apoi vomitat pe covor, Duncan! Și n-a fost plăcut, n-a fost deloc plăcut, să știi. Și acum sunt mai mult scame decât creion. Poți, te rog, să mă aduci înapoi? Nedigerabilul tău prieten, creionul bronz. Sau poate teracota de Siena. Aici cartea poștală și aici creionul împreună cu câinele. Dragul meu Duncan, cum să zic, ai putea... ai putea, te rog, să deschizi ușa de la intrare? Nu uita că am de văzut lumea, al tău Esteban Magnificul, fostul verde măzăriu. Aici cartea poștală și aici Esteban, cel verde măzăriu care stă în fața ușii și așteaptă să vină Duncan să îi deschide ușa. Pentru că mai țineți minte? El s-a pornit să ce? S-a pornit să vadă lumea. O, asta e preferata, adică bine, toate creioanele sunt preferate, dar asta are ceva specific, atenție. Alo, Duncan? Mai ții minte când anul trecut de Halloween i-am spus frățiorului tău că sub scara de la subsol e o fantomă? Și apoi am desenat chestii de groază pe perete? Ce ne-am mai distrat când a luat-o la fugă urlând, ha-ha! Dar eu nu m-am prea distrat când ai uitat să mă iei din subsol. Te rog, vino și ia-mă de aici. Mi-e cam... Nu cam. Mi-e cam foarte, foarte groază, scrie creionul fosforescent, al tău prieten speriat. Aici avem... cartea poștală, iar aici, dacă veți avea această carte, veți vedea că încărcând cu lumina acestei imagini, atunci când mergem în întuneric, ele luminează, pentru că sunt fosforescente.
Da! Apropo, voi aveți acasă ceva fosforescent? Știți ce înseamnă asta? Eu am văzut steluțe pe perete. Deci steluțe care se încarcă cu lumină și în momentul în care se stinge lumina, luminează! Vă imaginați? Da, tare grozav. Apropo, creionul roșu electric face niște glume pe care părinții o să le înțeleagă dacă știu geografie. Dar voi, copii, știți geografia? Dragă Duncan, sunt ca și acasă. Am trecut prin China, Canada și Franța, parcă. Tocmai traversez, traversez orașul Newcastle pe cămilă. Nu-i așa că la Newcastle sunt piramidele alea gigantice? Hai, pa, pe curând, creionul roșu electric. Postscriptum. Următoarea escală, Polul Nord, în paranteză, parcă. Deci carte poștală din... Unde sunt piramidele gigantice? Hmm? Unde sunt piramidele gigantice? Părinți și copii, unde sunt? Exact, în Egipt! Iar acest creion electric, plin de geografie, zice că se află în orașul Newcastle. Dar Newcastle nu e deloc în Egipt. Uite așa, mergem mai departe. Dragă Duncan, am văzut lumea, e ploioasă, vin acasă. Esteban, magnificul. Uite, dragul nostru Esteban, sau cel verde măzăriu, se întoarce acasă. A văzut că plouă, zice că no, nu-mi place, așa că vreau acasă. Salut, Duncan! Bănuiesc că te întreb de ce stau cu capul înfipt într-o șosetă de-a ta. E o întrebare pe care mi-o pun și eu, zilnic. Păi e din cauză că acum o săptămână m-ai uitat în buzunar și am ajuns în mașina de spălat. Am aterizat pe o șosetă care a rămas lipită de capul meu. Poți, te rog, să vii să mă iei de aici? Și aș mai vrea să știu de ce toate hainele tale continuă să miroasă chiar și după ce au fost spălate. Al tău amic, cu căpic lipic de murdăric șosețic, creionul turcoaz. Salutări de la șosetă. E poșta pierdută la parter. Carte poștală, splendoare dezlănțuită a unei cascade vijelioase. Aici cartea poștală. Și aici creionul lipit de șosețică. Și șoseta ce îi scrie? Transmite-i salutări de la mine. Așa. Domnule Duncan, știu că nu sunt creionul dumneavoastră, știu că s-al frățiorului dumneavoastră, dar nu-l mai suport. Numai săptămâna trecută m-a mușcat de cap, m-a vărât în nasul pisicii, a desenat pe perete și a încercat să coloreze cu mine tot felul de prostioare. Partea cea mai rea este că desenează îngrozitor. Nici eu nu știu ce reprezintă desenele lui. Măgari, ogari, măgărogari. Picasso a spus că toți copiii sunt pictori, dar eu nu știu ce să zic. Nu cred că Picasso l-a cunoscut pe frățiorul dumneavoastră. Vă rog, salvați-mă! Al dumneavoastră, disperat prieten, creionul mare și butăcănos pentru țânci, Duncan, camera lui Duncan la etaj aici în casă. În casă, poșta din casă. Ce scrie aici? Primul meu creion. Cartea poștală, scrisă de acest creion violet. Așa. Și vedeți că e mai gros în comparație cu celelalte creioane, pentru că e creionul frățiorului mai mic. La schi, un salt rapid pe pistă. Cartea poștală semnează. Cartea poștală de afară. Duncan, salutări din jungla amazoniană. Avansez rapid. Cred că se aproape acasă. Creionul roșu electric. Ați prins gluma? El zice că este în jungla amazoniană. Cei care știu geografie cunosc. În junglă nu este zăpadă. Deci el este cu siguranță în altă parte. Acest creion roșu electric. Bună, Duncan! Sunt eu, creionul brun. Amice, știi foarte bine de ce am fugit de acasă.
Lumea crede că rolul meu e să colorez tot ce e mai grozav. Ciocolat, căței, ponei. Sunt un norocos, nu? Pun pariu că lumea nu știe la ce altceva m-ai folosit tu. Am dreptate? Păi sigur că am. Restul desenului cu pricina e nemaipomenit. Dar chiar crezi că era nevoie de mâzgălitura aia brună de la sfârșit? Mă întorc. Dar promitem, te rog, că rămânem la ciocolată, ok? Al tău, foarte jenat, prieten, creionul brun. Cartea poștală din pădurile din mâine. Aici e desenul, vedeți ursul și mâzgălitura aia. Nu vreau să dau explicații ce înseamnă, vă las să filozofați singuri. Duncan s-a întristat să afle de toate creioanele pe care le pierduse, le uitase, le rupsese sau le neglijase de-a lungul anilor. Așa că a făcut rapid o tură și le-a adunat pe toate. Dar creioanele lui Duncan erau așa stricate și deformate față de cum fuseseră la început că nu mai intrau în niciun chip în cutia lor. Atunci lui Duncan i-a venit o idee. Vreți să vă arăt ideea? A construit o cetate unde fiecare creion se putea simți mereu acasă. Ta-da! Cetatea! Așa, cetatea. Și după cum vedeți, fiecare creion a fost personalizat. Are un loc ușor aparte în această cetate. Este o ușă mare cu două intrări pentru creionul ăla la oaltă din galben și portocaliu. Este un balcon special pentru creionul care a fost nedigerat de câine și se întreabă, sunt câini acolo? Deci, Duncan acum și-a întors toate creioanele și are grijă de ele. Le-a făcut o cetate aparte. Acum, toate creioanele lui Duncan sunt în cetate. Și de azi înainte, el are grijă de creioane. Voi, copii, aveți creioane colorate? Mâna sus și scrieți la comentarii cine are creioane colorate. Minunat! Mă bucur că aveți creioane colorate și eu am foarte, foarte multe. Dar, atenție! Vă place să colorați cu creioanele colorate? N-am auzit, vă place? Foarte bine! Minunastic! E noul cuvânt care l-am inventat eu. Minunat și fantastic. Dar, ultima întrebare. După ce colorați, voi puneți creioanele la loc? Vreau o fotografie în care voi fotografiați creioanele voastre cum stau aranjate și mi le expediați mie la comentarii sau un mesaj. Eu abia aștept să văd ce creioane frumoase și colorate aveți voi. Cu mare, mare drag și cu multă, multă culoare, eu, Clounela, vă spun la revedere și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Oh, stați că nu v-am spus cel mai important! Pune like! Like! Chiar acum, abonează-te și distribuie acest video, această poveste tare, tare colorată și prietenilor tăi. Te aștept aici la o nouă poveste. Cu drag, Clounela! Pa! Apropo, să știți că Drew este un ilustrator renumit care face cărți, scrie cărți și face. Deci am citit despre dânsul, dar nu ne duc aminte ce am citit. Ok. Prin acest mesaj vreau să vă încurajez să mergeți și voi la bibliotecă să luați cărți, pentru că sunt titluri noi, după cum spuneam, și puteți să vezi că mă pui să improvizez. So, am fost astfel, dragii mei copii și dragii mei perinți, am fost foarte bucuroasă să găsesc pe rafturile bibliotecii cărți cu titluri noi
titluri noi de cărți. Cărți cu titluri noi. Și cărți cu titluri vechi. Am fost foarte bucuroasă să găsesc pe rafturile bibliotecii cărți și titluri noi. Și nu poți zici chiar. Nu știu să zici când ai spațiu. Atunci, lui Duin, lui Duin Cat.